Prieteni, a sosit primăvara în portul cetate, spre vară așa puțin. Au sosit și păsările călătoare, păsările cântătoare. Celebru Bodo. El e celebru pentru că e chiar celebru, fiindcă în afară de genul lui muzical, a avut și genul de a trăi în această societate și de a se acomoda, de a face praf destinul la un moment dat, de a se reinventa ca pasărea Phoenix din cenușe. A fugit cu fata împăratului, s-a însurat cu ea, a dispărut după aia, nu mai știu, dar ești însurat? Acum da, sunt însurat de 15 ani. De 15 ani? Mamă mamă, ce om serios ești. Timpul, da, chiar ești și om foarte serios, ia că te-ai cumințit foarte tare. Te-ai cumințit, bun. E gurmand, se pricepe la bucătărie, a avut un restaurant pe lângă Foișor, nici nu știam că a fost al tău. Era un restaurant grecesc. Da, 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 o tavernă grecească. Da, da, fructe de mare, foarte bun. Cum se chema, oare? Se numea Taverna la... Taverna la... Da, exact, da. Și găteam, ca să nu mudăm greș, da, din punctul nostru de vedere, fructele de mare și peștele gătite pe grill au succes întotdeauna, dacă sunt corect făcute și proaspete, da, multe lucruri, da, corect. Care sunt bine făcute, trebuie să știi și pe grill cum să le faci, ăsta, da, e adevărul, da. Da, da, erau și vremuri bune pentru restaurante pe vremea, pentru că trebuie să spun că după pandemie s-a fleșcăit toate chestia cu restaurantele, așa cu, este, da. Atunci a fost momentul în care m-am retras, da, eu. Da, ai fost deștept. Eu nu m-am retras atunci și uite, unul l-am închis și ăsta, în fine, mai supraviețuiește, dar hai să nu vorbim despre lucruri neplăcute. Știi, pandemia a distrus multe lucruri, poate cu altă ocazie o să vorbim. Tocmai pentru că ești un tip pretențios și fin în ceea ce privește, nu numai în ceea ce privește muzica, dar și bucătăria, am să-ți gătesc o chestie foarte interesantă. Mie place foarte tare musacaua, care are origini turcești, grecești, în fine, da. Mediteranene. O să fac o, însă eu la fiecare fel de mâncare caut să adaug ceva sau să o întorc așa cum îmi convine mie. Și astăzi o să fac o musaca din cartof și vinete, dar o să fac niște mici musacale, înțelegi? Să poți mânca așa musacaua ca pe un sandwich, cum ar veni. Mulți dintre ascultători și dintre cei care se uită acum la emisiune mănâncă ori musaca de cartofi, ori musaca de vinete. Nu, ai combinat-o și este senzațional de bine. Combinația e foarte, da, da, mișto. Da, da. Și ce fac de fapt? Umplutura musacale se face de obicei obligatoriu cu ceapa, că tot spun eu, ia prinde și voi băieți aici, ai un... O fumezi? N-am la mine. Ia, aduceți un băț de chibri sau o brichetă. Să punem întâi ceapa la prăjit, puțin, da? Și un pic de ceapă care, practic, e cam, din punctul meu de vedere, și zahărul oricărei mâncăruri. Dacă punem sare și vrem să punem un pic de zahăr, când punem ceapa, ceapa, da, îndulcește cam foarte, yes, bine tot. Uneori pun și puțin zahăr. E foarte bine. De exemplu, în tocătura de carne, pe lângă sare și nu știu ce, pui puțin zahăr. Așa. Am pus această tigaie chinezească. Da? O las puțin să încingă. O să pun ceapa. Nu cred că e bine de pus niciodată în tigaia rece, știi? Uleiul trebuie să se... O mai lăsăm un pic. Mai lăsăm, începe. Trebuie să sfârie când pui, știi, la prăjit-o și carnea de altfel. Așa e. Să produce un strat de protecție imediat, să închid porii la carne, un șoc termic, așa și la legume. Gata, au început să sfâre. Bun. Acum aici am niște carne de la ceafa. Mircea, m-a lăsat să stai la tigaie? Da, te rog, îți dau și o lingură. O să încerc să... Din când în când, văd că știi să întorci, bravo. Ești tare, uite aici o lingură.
În carne am pus puțină sare, cum am spus, pun și puțin zahăr. Foarte și bine. Mirodenii amestecate. E, uite acolo, mirodenile alea amestecate, dacă nu o să-mi spui măcar până la final, dacă e secret, măcar la final să-mi spui ce fel de mirodenii amestecate pui acolo. Îți spun după acum, deci în afară de piper, pun cimbru, coriandru, enibahar. Deci o întreagă, trebuie să miroasă frumos, da? O mâncare ca și femeia miroase trebuie să mediterană acolo. Bine, da, da. Așa. Când ceapa se îngălbenește puțin, atunci punem și carnea, pe care nu trebuie să stea mult, ea oricum se va mai coace puțin între cele două bucățele de vânătă și de cartof, da? Îi face tare bine cepei în wok-ul ăsta, în da, tigaia asta asiatică. Da, pentru că de prăjit o să le prăjesc în aia. E o tigaie turcească foarte bună, cu fundul mai gros, da? Așa, deci am această carne în care o să pun și un ou. Nu mai mult, că o mai folosim. O, bineînțeles că leagă, îi dă și un gust aparte. Deci recapitulăm, sare, puțin zahăr, puțin ou, zahăr și mirodenii cât cuprinde, da? Bravo! Arată bine, n-arată da. Rău. Gătești acum soției tale? Întotdeauna când plec de acasă, intră în priză soția mea, iar când ajung acasă din turnee și din toate peripurile pe unde merg eu, intră în mare relaș nevastă mea, pentru că întotdeauna întotdeauna deci, acasă gătesc doar bărbații eu. Bărbații în general sunt cam proști, îi consideră gătitul așa o chestie pentru femei, nu știu ce. Eu am cucerit multe fete de-a lungul vieții mele, încă de când eram tânăr debutant poet, mă mutasem în București, stăteam într-un subsol, dar aveam o tigăiță și un reșou. Da. Și invitam câte o fată drăguță la masă. Nu la marele restaurante, că nu-mi permiteam pe vremea aia, știi? Și uite așa, am făcut o carieră. Cu soția mea acolo, Redana, în momentul în care am cunoscut-o și am invitat-o la cină acasă, da? am încercat să gătesc puțin în fițe, cu ceva creveței, cu pește bun, cu cuptor, mai sofisticat un pic, cu temperaturi controlate. Și am gustat puțin așa, dar totuși m-a întrebat, a zis, e foarte bun ce ai gătit, dar niște slăninuțe cu ceapă, cu brânză, nu ai cumva? Bravo, da. Apropo, eu am, da. Să știi, tot timpul sunt... Îți arăta fumătoarea după aia. Abia aștept. Să ne uităm și la abia fumătoare. Aștept. Poate mai fur câte ceva de la tine. Da, îți și dau la niște slăninuțe, dacă vrei. Am pus și puțin vin, am un prieten, îl cheamă... Are o vie pe undeal aici, foarte simpatic, facem, nu spunem unde e locul, ca să nu zică lumea că fac reclamă ascunsă. E un domn foarte simpatic. Eu ți-am adus un vin de-al meu sec acolo, un muscat otonel. Acum putem să punem carnea. Arată foarte bine, foarte și bine. Și nu o lăsăm, o jumătate de minut o lăsăm, așa, doar să... Să iasă puțin din ea, să se deshidrateze o țâră. Știi? Să înglobăm toată ceapa. Da, exact. Deci cu toate că ne ia vântul, ia tot ce vântul iese de acolo, totuși mirosul e senzațional, eu vă spun. Fii sigur. Atent. Da, păi combinația asta e foarte bună. Și ceapa, eu tot spun, e regina mâncărului. Poți să iei tigaia, să o pui aici. Punem asta de prăjit, vinetele și cartofii. Deci am tăiat vânăta cu coaja asta care e gustoasă, printre altele, sigur, parfumul sigur. Vinetei nu trebuie aruncată niciodată. Și am luat cartofi pe care o să-i bag la prăjit întâi pe ei, da? Să punem puțin ulei acolo, s-a încins, ia vezi, cred că s-a încins, da? E în regulă.
Deci pe cât să mă opresc, vrei mai mult ulei, Mircea? Așa, 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 să-și cartofii nu trag mult ulei. Vânăta în schimbare această chestie. Uneori e bine să îi pui puțină făină, știi, pe ea, ca să creeze o crustă. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios déme quererte para más en sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos que encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, porque dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos que encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, porque dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos que encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Deci ochiul ăsta funcționează foarte bine, încinge foarte repede tigaia. Da, ăsta, asta e o tigaie foarte bună. Asta e o tigaie țigănească, din câte văd. E turcească, să știi. Am găsit-o, e profesionistă, mi-am luat-o din Istanbul pe vremuri. Și am aruncat multe tigăi și lumea nu-și dă seama, să nu cumpăra niciodată tigăi de tablă de astea subțire. Da, 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 da. La gunoi. Nu, eu văd cât e de groasă aici din... Da, e foarte important, știi? E foarte groasă, dar grosimea tablei. Deci, de obicei la musaca, mamele noastre stăteau ore în șir, făceau aia, băgau la cuptore. Asta e o musaca care, pe care o puteți să o faceți când aveți musafiri. E foarte gustoasă și, și are și hazui, pentru că o să, încoate, o să aveți câte o musaca mică la fiecare musafir, da? Pentru că primele patru litere sunt identice, da. Musaca la musafir, e da. Simplu. Bun. Băgăm asta. Paharul tău de vin, mai ții minte care era? Cu siguranță, da. Ăsta era, parcă, da, aproape. Da, da, da. La mulți ani. La mulți ani, dragă Mircea.
Și încă o dată îți mulțumesc din suflet pentru invitația pe care mi-ai, deci mi-ai făcut-o. Eram sincer, nu știa ce-i pe aici. Nu că nu eram, eram foarte invidios pe colegii care au ajuns, colegii mei de breaslă care au ajuns la tine și participau la sesiunile astea. Uite, în cinstea ta m-am îmbrăcat oficial, mi-a pus fes albastru. Senzațional. A fost senzațional. După cum vezi, Ion Iliescu a aranjat să-mi treacă Dunărea în fața casei, că mulți tâmpiți cred că Ion Iliescu mi-a dat această casă. Dacă vrei, spun povestea ei, știi? Sunt foarte interesant. În primul rând că am luat-o pe vremea lui Emil Constantinescu. Da, eu mă gândesc acolo. Acolo a fost Vama pe vremea. Vama, aici. Da. Păi aici a fost la 1880 până în 1945 un mare port agricol. Se ducea făina și grâul la Viena. Pe vremea aia eram mari exportatori, nu exista Ucraina ca țară. Excepțional. Înțelegi? Printre altele. Așa, deci fermierii români n-aveau această suferință numită Ucraina. Excepțional. Pe de altă parte, am ajuns datorită literaturii, ca să zic așa, pentru că să merg cu adevărul până la capăt. Acest noroc să dau peste această casă mi s-a întâmplat datorită literaturii, în sensul că pe partea asta se face mai repede, că bate vântul și flacăra se duce acolo, știi? Da. Am scos o carte, acum 25 de ani, 30 de ani, eram la Academia Casavencii, director, da. Nu, președinte eram, Ghita mai președintele pe vremea. Și am scos o carte, se chema Nuții, spaima Constituției, noua mea, a lui Ioan Groșan. Mare prozator, care era să moară zilele trecute. Am scris și o poezie despre el, săracu. Așa. Deci în ce an? În 1994. 94? 95. Atunci, da, lasă-mă să spun că ai fost puțin, ai avut o premoniție, cumva? Cred. E posibil să știi. Nu, 94. Știi de ce? În 94 la Craiova lansăm noi Nuții, spaima Constituției. Am avut o premoniție, el, săracu, Groșan, că Nuții de la Cotroceni nu a ajunsese încă. Dar abia după aia s-a întrupat, că de obicei se spune că literatura și arta inventează realul, și dacă este, nu există. Așa este. Așa, deci Nuții a apărut după 4 ani. După, așa. Da, am zis, 1994, era prea devreme. La acea întâlnire a venit un domn foarte simpatic și a zis, domnule, sunt doctor Voinea, directorul spitalului din Calahad, și e ziua mea și am o casă la Maglavit, am tăiat un vițel și v-aș invita pe toți. Eram șase tinere speranțe în presa românească de la Casavenci. Suna foarte bine. Maglavit, vițel. Maglavit, tăiat vițel. Eu când am auzit, bă, Maglavit, unde a fost Dumnezeu în inspecție acum 80 de ani. Și n-am mai, nici că am mai venit de atunci. În fine, cu Petrache Lupu, care și are un urmaș aici, pe Ciucurel. Vreau să fac o emisiune cu el, l-am mai arătat eu, dar... Ei, și mergem la Maglavit, da? Minunea de la Maglavit. Și de pe malul, se vede acolo, fii atent, o casă, dacă vezi niște pomi acolo... Da, pe înceață o văd, exact, o văd. Că Dunărea aici face un cot, am aranjat să fie și un cot al Dunărei aici. Ăsta, ministrul transportului. E, și întrebă, domnule, ce e acolo? Și un port pustiu, nu știu ce. Păi hai să mergem să-l vedem. Un port pustiu. Nici gând nu-mi trecea că o să-mi schimbe viața acest lucru, pentru că de atunci eu chiar mi-am schimbat viața, pentru că m-am mutat aici. Am locuit până am făcut casa asta 3 ani de zile într-o căsuță de-asta. Wow! Parla più piano, vieni qui vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità di un grande amore, mai più grande esisterà. Wow, deci casa wow. Era a primăriei, fii atent. Se furase cam tot de pe ea, cum s-a întâmplat în capitalismul românesc, ceea ce n-a distrus comunismul. Au avut grijă domnii care au intrat în capitalism cu japca și au ciordit de... Casa era
se transformase în 45 în sediul grănicerilor din Oltenia. Aha, aha. Da? Și din 45 până în 90 au fost grănicerii, pentru că de aici nici nu puteai să umbli, că după colț sunt sârbi și erau cu câini, în fine. În 90, 91, cred, s-au mutat în cetate, în sat, care e la 4 km, așa, și primăria a intrat în posesia ei. Până în 94 a fost casa făcută praf, s-a furat toată lemnăria, scările dinăuntru, acoperișul, plafonul, cărămida, fii atent. Și primăria, ca să câștige și ea ceva, o închid puțin să se facă mai așa, a scos-o la vânzare pentru cărămidă, fii atent. Și când ajung eu aici cu doctorul Voina și Gunușe, văd această casă desenată frumos, bine, era neagră, era amăr, și intru înăuntru, erau 40 de purcei, băi. Scroafă cu purcei mici, mă rog, cu mizerie, cu nu știu ce, vedeai cerul dinăuntru. Și măcațăr, unde erau scările, rămăseseră niște fiare de-astea băgată, și măcațăr pe fiarele alea, pe balconul ăsta pe care am făcut niște sfințe, mi-a făcut pe partea aia, o să ți-l arăt. Mă, și când văd Dunărea, și zic, mă, ce-i cu casa asta, mă, zic? Și Mircea-i scoasă pentru demolare, pentru cărămiți, și a vrut să ia un coleg de-al meu, doctorul Cârjoi, care se pare că trăiește, era senator PSD pe vremea aia, zice, dar n-a cumpărat-o, că zice, nu iese cărămida, e foarte bine lipită. Și n-a mai dat banii. Și zic, cum e, de vânzare? Zice, ce dai de vânzare? Doamne, m-am închinat, Doamne, întotdeauna visam să am o căsuță pe malul unui râu și am simțit vocea lui Dumnezeu de la Maglavit. Dinescu, ai vrut o căsuță? Ia-o acum, da? Și azi, pentru că ai fost cu minte. M-am dus la primărie, da? M-am dus la primărie și am vorbit cu primarul. Dom'le, de fost, da, dar și trebuie să dați și anunț pentru a doua licitație. Groșan lucra la Ziua, pe vremea aia, la Ziarul Ziua, a dat anunțul. După o săptămână am venit și am cumpărat. A durat, că nu găseam bârne de alea lungi, că ăștia furaseră tot și pe jos ce era, și ferestre, și geamuri, și nu știu ce, erau paie în loc de ferestre, în fine. Cert e că... Dragul meu, ai avut planurile inițiale ale pozelei, pentru că e refăcută, din punctul meu de vedere, la fel ca înainte. Eu zic că am făcut-o chiar mai frumos, că înăuntru, de exemplu, am spart pereții și am făcut-o, să vezi, am făcut-o... ca să zic așa, un soi de salon mișto, așa, că am avut niște arhitecți, pictori, în fine, am colaborat cu multă lume, un pictor de biserici, o să vezi, de altfel. Foarte frumos. Trebuie să dăm din nou foc, că trebuie să pun acum să pun la prăjit vinetele. Așa. La vinetele dau puțină, fii atent, le dau cu puțină făină, așa să nu le iasă sucul din ele. Ai dat din nou foc? Da, da. Bine. Măi, și încă o dată, m-am mutat în căsuța aici cu mulți prieteni, am făcut niște chefuri, atunci au fost marile chefuri, până epice, să fac casă. Epice, presupun. Da, da. Și mi-amintesc că aveam și un țap, am cumpărat un țap mic din piață și a crescut ăsta și am zis, e mic, era încă Emil Constantinescu, în semn de omagiu pentru președintele care m-a ajutat să-mi cumpăr această căsuță, această ruină, da? Și pusesem la cale, mi-amintesc, fii țărna ușoară, era scandalul ăsta când Vadim Tudor, mințind ca porcul, cât trăia, n-a fost un sfânt și nici acum, cu Rona Harner, știi? Așa. Și am vorbit cu Rona, zic, Rona, hai să... Eu făceam, aveam deja plaiul cu boi atunci, zic, hai să facem niște fotografii cu tine și cu țapul, nu știu ce, da? Și spun, domnule, avem dovada, țapul și cu Rona Harner i-am prins în flagrant, așa. Extraordinar. Bă, i-am dat și 500 de dolari, mă închin. I-am dat 500 de dolari conto. Și îți mai dau încă 1000 dacă vii să filmezi. Și să stabilisem nu știu ce, dar a plecat la Paris, nu știu ce, și s-a dus dracu toată chestia, din păcate. Dă flacăra mai încet, știi că nu vreau să ardă. Așa, cred că e în regulă. Așa, bun.
am vorbit de țapul Milică, pe care până la urmă de milă l-am dat lui, l-am făcut cadou lui Ciucurel, fii atent. Și când venea Ciucurel cu caprele lui, strigam: Milică! Mamă, și venea țapul la mine, bă, mă recunoștea. Ciucurel, din câte îmi spui, fiind unul dintre urmașii lui Petrache. E unul dintre urmașii lui Petrache, lupul în ce sens, că el de mic era cu caprele și când Petrache lupul avea pe la Maglavit, venea și el cu oile, cu nu știu ce. Odată s-au întâlnit caprele lui cu oile și s-a enervat puțin Petrache lupul. Și l-a lovit puțin în creștet cu ciomaga lui. Și el mi-a spus, Ciucurel: de atunci, Domnulescu, am simțit așa un soi de lumină. Extraordinar, înțelegi? Dragul și de el. Și ghicește, viitorul te vindecă de boli. O să, nu știu dacă noi acum, mâine o să vină, poate dormi de seară la mine și îți fac cunoștință cu Ciucurel. Da. E un om blând, e pâinea lui Dumnezeu, știi? S-a îmbolnăvit acum de curând și îmi spune cineva: domne, are o gripă, Ciucurel, e bolnav rău, și zic, hai să mă duc... Să văd ce face. Nu, deocamdată lasă-le așa. Și iese Ciucurel, părea că moare, știi? Zic, bă, Ciucurel, n-ai luat niciun... Nu iau niciun medicament, domnul Dinescu. Păi ce faci, mă, Ciucurel? Zice, doar mă rog. Bă, Ciucurele, o să mor ca un sfânt așa. Eu zic că merita să mai trăiești totuși. Nu, domnul Dinescu, zice, dar aveți niște un soi de must așa, asprit așa. Poate mi-aduceți o sticlusă, nu? Și am adus... I-am adus sticluța aia cu must și până a trecut o săptămână și îl văd iar cu cap. Păi, Ciucurele, gata, ai înviat. Da, domnule, n-am luat niciun medicament. Și doar s-a rugat, da, nu? Doar s-a rugat și uite că i-a ieșit figura. Ei, uite, bun, că să știi că mulți dintre noi ar trebui să practice meseria asta. Bine, el are și o seninătate, vine de aici, știi că... Deși și-au bătut mult joc, de i-au furat și capre și mie. Eu am fost și eu coleg cu el, crescător de capre, mi-au furat 70 de capre și lui vreo 50 atunci. Se practică așa în zona? Da, furăciunea este la ordinea zilei, din păcate, da. Pentru că rămân pe aici ăștia cu ajutorul social, ai crede că ăștia mărâți, nu, fură și bogații și săraci, știi? Da. Mi se pare mult, 70 de capre sunt deja... Eu am avut multe, 70 de capre, da. Dar n-am apucat să mai fac brânză, că m-a salvat. Poate Dumnezeu n-a vrut să-i fac concurență lui Ciucurel. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che si grande da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni qui vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. E un grande amore mai più grande esisterà. Ma di più dettagli. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi tuoi dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande esiste. Nice! And if I ever, I mean if I ever, ever see you again... E renumită oricum brânza de aici din zonă. Da. Am un prieten foarte bun care locuiește în zona, în Argeș, unde locuiesc eu acum, și care mi-aduce de multe ori brânză de la Maglavit. Când merge la părinți, din Maglavit, și când merge la părinții, brânză... sarcina lui este să ne aducă brânză de capră.
Poți să iei tiga aia, dar aici vezi că e grea. Stai să... Așa. E brânză binecuvântată de la Maglavit. Ce tare! A? Cred că da, dar e o brânză excepțională. O brânză pe care o păstrăm cu tot cu zer, întotdeauna. Da, da, păi și eu la fel. Îl rugăm să și ne aducă și da, zer. Da, la fel, eu numai cu zer iau de la da, Ciucurel. Da. Așa, poți să iei asta, să o muți acolo. Deci nu pot să vă spun cât de grea e tigaia. Da, da, e foarte grea. Excepțional. Domnilor, avem materia primă, da? Vânătă și cartof prăjit. Avem carnea cu ceapă. Vreau să fac... Închide asta, focul? Nu, că îl folosim imediat, că vreau să prăjesc astea. Vreau să... fii atent. Am aici niște amidon. Așa. Da. Și niște făină. Fac o combinațiune de amidon. Amidonul care e făină de porumb, nu știu dacă știi. Sigur că da. Da. Pun și puțin praf de copt. Aha, bag două ouă. Aha, aha, aha. Astea sau am, de am acolo 8 găini. Știi, m-am decis, deși iau, cumpăr ouă de la țărane aici, dar m-am gândit la oameni, băi, ia să am și eu, să aud cocoșul dimineața, știi? Facem un soi de... a luat de clătite, știi? Punem puțin și puțin lapte. Pe care ce... de ce-l fac ăsta? Pentru că în clipa în care fac acele sandvișuri de musaca, vreau să le... Cartofi cu vânătă și cu piatră. Să le dau până... Carne? Nu, după ce pun carne, apropo să-mi aduc și carne aici aproape, vreau să fac acest aluat groșor, așa puțin, da? Eu abia aștept să văd, așa. Să văd ce iese. Punem puțină sare. Nu că este o chestie foarte... Așa. Lăsăm să se facă aluatul și... construim sandvișelele de de musaca. De musaca. Luăm o bucată de cartof întâi, da? Cartofiorul bine prăjit. Da, cartofiorul prăjit. Punem carnea tocată și punem asta, lăsăm puțin să răcească, da? Ok, să odihnească. Și, pe urmă, facem chestia, le băgăm în, în acel aluat, da? Și da, le... aștept, în ce mi-a restul acum, suntem pe la începutul rețetei, pentru că deja mai văd aici niște ingrediente pe care nu le ai. Îți fac niște sosuri, pentru că, în mod normal... poți să mănânci musacaua fără nu știu ce, când o faci cu sos, așa, dar noi o să-l mâncăm cu niște sosuri diferite, fii atent. Îți arăt, dar imediat. E foarte important, mai ales dacă vrei să păcălești copiii la mâncat, bă, dacă pui sos, copilul mănâncă orice, știi? Și un șoșon prăjit se mănâncă, ăsta e adevărul. Da? Șorșon prăjit, corect. Da. Au mâncat pe vremuri, dacă ți-am niște marinari ruși care erau pe Marea Nordului, nu știu ce, și au rămas într-o barcă amărâtă, și-au mâncat cizmele, știi? Apropo de marinari ruși, o să-ți arăt imediat ceva. Da, deci despre asta e vorba. Sosurile, fii atent, unul dintre sosuri este dulceața mea de ardei iut. Oho, oho, oho. O, așa. Al doilea va fi scordoleaua. Scordoleaua este un sos, se spune că e grecesc la origini, în care nuca, se toacă nuca, se amestecă cu niște pâine muiată în
în lapte, în lapte și cu usturoi. Bun. Da. Asta este scorul aleau. Se pune și puțin ulei, dacă vrei. Mm-hmm. Da? Îl corectăm imediat, dar vreau să nu stăm... Deci asta este scordoleaua, care e un sos fin, de fapt, că nuca, și cu, nuca care e grasă așa și unctuoasă și bună, dă foarte bine cu usturoi. Eu de obicei pun zeamă de portocale aici, în acest sos, care îl face ușor dulce acrișor, da? Deci tot ce ai gătit astăzi duce spre Mediterana. Apropo. Mă, este să știi, aici este, trebuie să spun un secret. Despre această zonă se spune că este, are climat semi-mediteranean. De ce? Pentru că și pe un mal și pe altul, deci în satele astea, sunt păduri de smochin. Asta vreau să întreb. Atunci de-a lungul că... Dunărea aduce un aer venit din zona aia, din Muntenegru, peste Serbia, peste Bulgaria și... Aici eu n-am văzut Dunărea înghețată în 30 de ani de când sunt aici niciodată. N-am văzut zăpadă, un singur an în 30 de ani a nins aici. Nu ninge. Da? Excepțional. Este climă semi-mediteraneană. Da? Da, 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 da. Deci atunci smochin și eventual ceva măslini aici adaptați găsim. Ceea ce ai mâncat tu foarte des la... peste usturoi ăsta adaug puțin... iaurt? Iaurt gras, de ăsta foarte gras, da? Facem un soi de... Tzatziki. Tzatziki, așa. Poți să dăm și un castravete pe răzătoare, pe răzătoare, da, da, da. În fine. Îi pune niște mirodeni. E corect. Da? Și puțin ulei pune. Da, 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 da. Uite, așa. Pune liniștit. Așa, cam asta atât. Este. Deci avem așa, scordolea, dulceasă de ardei. Ardei iute. Am și o mică maioneză. Da? Și maioneza e făcută cu ouă de la găinile tale, Mircea. Găinile. Bă, da, sunt atât clar. De mândru, pe cuvânt de onoare. Anul ăsta m-am hotărât. Anul ăsta m-am hotărât. Bă, ia să devin eu, că găinile nu o să mi le fure, că sunt aici, am 12 câini, în fine. Și acum ce facem? Pune din nou acea tigaie, sau nu, hai să o punem, ba da, aia. Să punem mai mult ulei. Să vedem dacă consistența sosului e în regulă. Eu tag nu vorbesc, că nu știu la ce să mă aștept. Acum abia aștept să văd la ce. Măi, ne... ce să te aștepți? Pur și simplu, fii atent ce facem. Dăm asta prin, nu dau prin făină, o dau, îmi place, e mai fină făina asta de porumb, știi? Da. O dăm prin făina de porumb. Așa. Cred că s-a încins puțin, pune degetul. Imediat îți spun, doar un strop de făină o să iau, de amidon. Și ne dăm seama imediat. Mai așteptăm un picuț. Mai așteptăm, Mircea, un picuț. O să o pun unde nu este foarte multă... hai că merge. O ia. Fii atent înainte de asta, ca să lipească... Am pus și ăsta pe partea aia puțin în compoziția noastră, da. Ce aveți, băi băieți? O să vă dau și voi să gustați. N-am ce face aici cu mâna. Mi-am uitat mănușile în holul teatrului. Deci pe o parte asta o dau puțin până... Da? Prin aluat. Ca să rămână carne acolo, să nu se oia la vale. Aici cred că e mai... Vezi? Da, 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 e mai iute un pic. Mai iute un pic, poți să împingi și pe alea acolo. Ușurel. Cu fata popii, cum se spune, că dărâmă colțul sobii.
Stau foarte bine, sunt destul de ferme, dragă Mircea. Da? Da, da, da. E bine, asta mă interesa foarte tare. Opa. Opa. Da, dăm asta de deasupra până a luat. Cred că deja alea poți să le întorci. Uite, fii atent. Gata. Că aici e foarte tare și... Vezi? Le luăm imediat. Gata, am văzut cum se face. Da. Ana, zorile se varsă. Foarte bine, au făcut o crustă excepțională deasupra. Mai facem una. Nu cred că se arde. Tot gândeam, sincer îți spun, am avut ceva emoție venind cu ce m-am gândit, zic, mă va lăsa maestru să pun mâna pe tigaie? Mă lasă, nu mă lasă, se... Uite, ca dovadă că e bună, că ăștia mănâncă picăturile de... Ce vorbești? Uite, da. Eu mă uit la crustă, știi? Arată absolut genial. Păi nu, n-are cum să fie proastă, știi? Cu vânăta aia prăjită, cu cartoful, cu carnea aia cu ceapă multă, da? Dragă Mircea, și n-a luat mult, știi? Ori am... A trecut timpul repede pentru că am povestit tare frumos, dar nu e... Așa. Nu ne-am apucat de mult de bunătățile astea. Păi o să stăm la taclale, la o măsuță aici la soare. E o zi binecuvântată, trebuie să recunoaștem, da? Am învățat o chestie foarte deșteaptă. Încă o dată, să uimiți musafirii, da? Rapid. Să face repede, pentru musacaua trebuie să stai ore în șir acolo, să o... dichisești, da? Ia să vedem, asta trebuie întoarsă. Da, ușurel, da, da, ușurel, sigur. Și asta trebuie ușurel. Și asta ușurel. Și asta, o mai lăsăm pe aia. Întoarcem puțin tigaia să intre la mijloc. Curge. Pardon, nu, curge puțin, nu contează. Viața merge înainte. Deci, mici musacale. Domnul, sunteți drăguți să merge la domnișoare să le cereți niște farfurioare cu furculiță și cuțit, da? Să putem să punem la bucătărie aici. Deocamdată două, după aia vă dau să gustați și dumneavoastră. Deci aduceți două și cu patru, șase, da? Două, patru, șase, da, da, șase. Da, bre. Uite așa, cum ne vedeți, i-am făcut pilaf pe nemți. Uite așa cum mă vedeți pe mine, maestră, eu mă duc la Dobrești, în localitatea unde locuiesc acum. Trage-o de asta. Nu că trag, o să fiu un fel de mini-guru. Am fost să cumpăr nucă. De unde crezi că e nuca asta? Nu pot să, nu spune. Hai, zi o țară. România? Nu. Albania? Fii atent ce scrie, că nebune să mă bată domnul. Fii atent. Origine? Ucraina. Băi nene, extraordinar. O să moară crescătorii de nuci de foame în România. Da. Dai seama, dacă un rus s-a capitulat într-un nuc, aici sunt și fărâmituri de ruși împușcați. După cum se dau ei marcă, împușcă în draci. Da? Vai de mine. Da, mă, uite, bă, până și nuca, mă, e ucrainiană. Bă, nu o să mai ai, bă, încă o dată. Da, avem așa de multe noastră. Bunicuțe care
toamna adună nucile de pe marginea șanțului din comună. Mă, nuca noastră românească, uite, bă, nucă ucraineană. Da, da. O să vedem săptămâna viitoare crescătorii de nuci ieșind în stradă și aruncând cu nuci în guvern în capul primului ministru. Când dai seama așa, au prețuri de-astea, dar nu sunt crescătorii, că aici nu mai e nimic al ucrainelor, au cumpărat americanii toți și chinezii, se pare, știi? Gata, putem să scoatem, nene? Unde lopățica până aici o avem pe lopățică. Așa. Bagă. Miroase frumos. Excepțional. Da. Excepțional. Și am respectat într-un fel ideea de musacab. Știi că și la musaca deasupra se pune un soi de bechamel, sos de bechamel. Da, 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 da. Am făcut o musaca clasică, puțin cu... Reinterpretată de mine. Gata, nene. Și pe porții. Deci deja servită pe porții. Nu trebuie să o mai tăiem, nu trebuie să o mai recunosc împărțim, că n-ai mâncat niciodată. Niciodată. Că nimeni n-a mâncat, zic eu, așa ceva. Hai să mai gustăm puțin vin. Trebuie să sufli puțin. Ți-am dat-o pe asta mai... am mai curs din ea, dar se răcește mai repede, știi? Nu, moaie în... Neapărat așa, în sosuri. Deci, tzatziki... Ardei... Scordolea... Da? Cordolea mi-ai pus, așa, punem un pic de ardei. Așa, și puțină maioneză. Un strop de maioneză. Și puțină maioneză. Să ne uităm la cameră, ni se șoptește. Înțeleată senzațional. Da. Miroși așa puțin? Păi căne, vasă-i numai una, și ochii tăi una, dorul face ca Ana, zorile se varsă. Păi dorul face cale-ntoarsă. Ana, zorile se varsă. Bravo, mă. Asta e, domn profesor. Bună. Dă-mi voie să te îmbrățișez. Senzație. Senzație, senzație. Da. Mai fac o dată exact. Deci gândiți-vă că e o chestie... Vai de mine, vai de mine. Cu rădăcini balcanice, dar românească. Uite ce frumos arată. Excepțional. Le vin acolo să... O vezi, așa? Da. Ia și puneți din nou minunăția de sosuri. Deci, sos de iaurt gras cu usturoi. Dulceața mea celebră. Pentru că e celebră și la gust e celebră. Da, pe bune, și vezi, face diferența la felul ăsta de mâncare. Și dulceața aia de ardei, uite. Genială. Puțină maioneză. Dar să știi că nu e așa de rea.
Adică nu te-ai înfuriat foarte tare pe Ardea, pe dulceața de... Nu, știi de ce? Adică e foarte echilibrat. Multă lume zice, dom'le, dar mi-a ieșit teiute, nu pot să mănânc. Doamnele din Halafat au luat de la bulgari pe vremuri, așa că ei, bulgarii sunt tari cu ardeiuți. Da. Au împământenit un ardei iute așa de lung. Ăsta roz, roze așa sunt. Unii roșii așa. Devin acum bulgarii de la Vidin și cumpără de la ele. Extraordinar. Înțeleg? Extraordinar. Uite, eu nu știu pe la roz lung, știu pe la alb lung, bulgăresc, pe care... Care nu-i prea iute. O să pun să aducă niște ardei murați roz, să vezi să-ți arăt. Pun la murat, fac dulceață. Eu am o relație, dacă te uiți la mine, pește, de acolo. Am vreo 7-8 cu pește și vreo 5 cu ardei iuți, că cumpăr de la diferiți, că iau... câte 100 de kilograme, da, și lor da. Le convine să vină cu sacii la mine decât evident. Să stea să vândă cu mâna acolo. Evident. Da. Dar parcă aș putea să bag asta în gură așa simplă, că e foarte gustoasă, da. Dar parcă n-aș băga o fără să pun un pic de scordere. E păcat și să dai... Dă cu de toate acolo, că merită. Ca să mănânci aceste minuni, trebuie 2 vinete, 3 cartofi. Băgăm la cap. I-am tăiat, i-am prăjit, vânătă la fel, sac-pac, da? Am făcut niște carne de ceafă de lapte, de porc și cu puțin vițel și am tras-o în 3 cepe, sac-sac-sac și un ou. Umplutură, deci asta e musaca minione, da? În care poate fiecare musafir să aibă una așa, cu sosurile de rigoare. Am făcut separat un sos de iaurt gros cu ulei și cu mirodenii, da? Scordolea și cu usturoi. Am făcut aici nucă ucrainienească cu soldați ruși pisați, așa? Deci nucă tocată, amestecată cu pâine albă ținută în lapte, da? Cu puțin ulei și usturoi. Asta e scordoleaua, celebră. Ardeiul, dulceața de ardei, trebuie să veniți aici să o gustați, că la împărtășeane, așa, vă dau câte o linguriță gratis și maioneză. Băi, și stai să mănânci, nu mai trebuie altceva aici. Mie, eu cred că de mic am rămas cu această chestie. Când veneam acasă de la școală, îmi trebuia ce ai gătit mama, tocăniță și ciorbă, nu. Zic, vreau tocăniță și mâncam 3 farfurii de tocăniță. Bineînțeles. Dacă îmi plăcea un fel, îl mâncam numai pe ăla. Așa și cu chestia asta. Nu-ți mai vine să mănânci altceva. Mamele și bunicile noastre găteau altfel, dragă Mircea. Aveam mâncare de gusturi, mâncare de prune, mâncare de țelic. Chestia asta mâncare contribuia și la armonia din familie, mâncarea de acasă, mirosul. Așa este, da. Să știi asta... Identitatea, de practic. Identitatea de eu mi-amintesc una dintre primele mele poezii. Începe așa: fiecare casă are mirosul său de lucruri și, și oameni. Absolut. O rânduită și o rânduiți în ea formeam o familie modestă. Asta am scris-o când aveam 15 ani. Deci mirosul casei, știi, e foarte important. Te îmblânzece asta. Te face să-ți iubești și străbunica și să-ți amintești de ăștia care nu mai mănâncă. Copiii ăștia care vin la școală cu pistoale ăștia, să uită la televizor propaganda, mai ales asta ucrainiană, știi, arată cum se bagă un soldat rus, ascunde sub într-o gaură și trimite aia și-l omoară. Aaa, ce frumos, știi? Și ăștia ce să se ducă acasă, ia pistolul lui Tasa să joacă și el de-a omorât-o, știi? E un joc, ăștia sunt inconștienți ce fac, de fapt. Ai noștri și, în general, toată Europa, știi? E o propaganda, cât mai multe arme, cu asta contribuim noi la pacea lumii. Arme era și limbaj foarte violent, așa este și în muzică, dragă Mircea. Eu sunt oripilat de mesajele pe care tinerii din ziua de astăzi le ascultă la balul bobocilor acum. Și uite, așa intră în mitologie. Putin intră în mitologie, actorul din Ucraina intră în mitologie. Numai viteji avem, numai eroi. Bă, niște eroi care se omoară între ei și nu că mor ei, dar mor alții în jurul lor. Aici e nebunia, știi? Mircea,
poftă de gătit ai și te vedem. Poftă de scris. Da, poftă de scris. Cum stai cu pofta de scris? Am adus o carte mai veche, se cheamă Balada Anafului. E o parodie după acceleratul de George Topârceanu, știi? Wow, wow. Are el chestia asta, ce să fie, ce să fie, a trecut acceleratul. Da. Și mi-am amintit într-o zi, veneam de la Urziceni, era înainte de Paște, ca acum. Apăruseră urzicile, ștevia, nu știu ce, și erau băbuțe întinse la șosea cu ouă și cu urzici, așa. Mă dau eu jos din mașina aia mea, aveam pălărie, că dacă aveam fes, probabil că părea mai om așa. Mai uman. Mai uman. Și bună ziua, bună ziua, cu cât dați, ouăle? Se uită o babă la mine, se uită la altă babă. Ce, domnul, nu sunt de vânzare. Cum nu sunt de vânzare? Și urzicile? Nici urzicile. Păi zic, dar ce faceți aici? Că erau 10. Le-ați adus să le faceți de râs? Avem copiii la București și așteptăm să vină. Săracele, mă. Bă, mă uit-o la ele, mama e. Săracele. Bre, nu spuneți povești, zău, așa, dă-o naibii, știi? Și văd că vine o babă care zice, bă, ăla de la televizor. Ă, domnul Dinescu, de ce nu zici, bre, că ești mata? Păi zic, da, bre, și ce? Și spun că Cosaur, zici, 5 lei grămadă. Zic, da, de ce mai? Păi, maică, și acum 3 zile au venit unii de la ANAF și ne-au confiscat toate urzicile și toate ouăle. Bă, și m-am gândit, bă, această ticăloșie în țara asta plină de bandiți, cărora nu li se confiscă nimica, că toți să știm, au ajuns ăștia să confiște la băbuțe, bă, ouăle și urzica, mă. Și acum mai vor să le dea și pistoale, poate le și împușcă pe babele alea, pe marginea șanțului, pentru trafic de urzici, da? Bun. Și am scris Balada Anafului. Într-o țară jucăușe, unde neamțul e împărat, stau bogații în cătușe, iar săracii împușcă sfanțul, fericiți că ne dă neamțul, ne dă case nemarcat. Cu un chef nebun de muncă, țâșnic parcă din trombon, peizani uscați pe luncă, ce-i zic la maieu palton, sprijinindu-se în sapă precum Bach în menuet, vin și ei de se adapă că e bere la bufet. Și deodată dinspre vale năvărești un zvon ciudat, pârjoliți bonuri fiscale, secați case de marcat, fulger negru, trăsned lung, ce ne face parcă în ciudă, zările de-abia ajung, nu e rege, ci e dudă. Parcă nuată, parcă zboară garda cea financiară, scuipă foc, înghite drum și într-un val vârtej de fum intre cu amenda îngulată. A trecut. Dinspre câmpie, vuiet greu de fiscălie se destramă în tăcere, scade în depărtare, piere. Iar din urmă, din tufișuri, de prin tainici ascunzișuri, se-i vezi pe jumătate 3 băbuțe ciufulite, alarmate și îngrozite. Cine-i cei? Ce-a fost pe aici? Ciripesc cu glasuri mici vânzătoarele de urzici. Doar un pui de pițigoi într-un vârf de fac pitic stă cu penele vâlvoi, sculturând din ele praful. Ce să fie? Nu-i nimic. A trecut pe aici, ANAF. Bun. Excepțional. Da. Dar ai spus că e veche, e puțin mai veche poezia. E puțin mai veche, da. Mi se pare foarte nouă. Îți se pare foarte nouă. Se cheamă Scaunul cu trei picioare. A apărut acum 3 ani. Am scos și anul trecut o carte. Bă, ca niciun an. Au fost ani după ce m-am mutat la cetate. Bine, am scris pamflete, am făcut televiziunea și n-am mai scris 5 ani de zile nicio poezie. Credeam că m-a divorțat de mine, știi? Și dintr-o dată, uite, acum 3 ani am simțit, pe vremea pandemiei m-a lovit din nou, s-a reîntors la mine de mila mea, nu venea nimeni pe aici, intrasem în faliment, aveam 20 de angajați, trebuia să le dau salarii, în fine, ceva, a fost ceva cumplit. Am supraviețuit, bine, jumătatea a trebuit să duc acasă, că n-aveam ce. Dar am început să scriu. Anul trecut am scos Corabia nebunilor, că tot trece Dunărea pe aici, și acum am predat o carte, peste o lună, îmi apare Iobositor, se cheamă Iobositor, să nu iubești pe nimeni, știi? Se cheamă cartea. Wow, cu poezii wow, noi, wow, da? Wow. Sunt tare de tot.
Că de obicei eu tot le spun, domnule, despre mine s-a scris că sunt copil minune, wow, că am debutat la 14 ani, la 16 ani, în presa literară, nu știu ce. De eu zic, domnilor, iertați-mă, nu știu dacă am fost copil minune, dar eu sunt un bătrân minune, că am 74 de ani, nu sunt gaga, nu plictisez lumea, am poante, sunt vesel, sunt, adică, nu, sunt un bătrân minune. Ești, nu? Într-adevăr, da, că ești. Pentru că mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață și pleacă cu flori în piață. Mama mea e florăreasă, mama mea vin de la lele, pentru surorile mele, dar mama vin din ghiocei, pentru frățiorii mei. Mama mea, sărmana, ce aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama ca voi toți muncește. Mama mea, sărmana, ce aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama ca voi toți muncește. O întreabă un milițian, plutonierul Roscovan, cât ai țigan cu o floare? Ia poftește și matale, ia garoafa trandafirul, 5 lei dă țigan ca firul, fiindcă ești un milițian, nu-ți ia mama niciun ban. Mama mea, sărbana, ce aveți voi cu mama mea? Chiar nu fură, nu cerșește, mama ca voi toți. Ce-aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama ca voi toți muncește. Băi de flore runte, ilai la, ilai la, mărioară de la munte, scurta părul pe frunte. Scurta părul pe frunte, ilai la, ilai la, căreșe vorbe multe, ilai, ilai, ilai la, mă. Domn profesor, tot respectul pentru muzica asta frumoasă pe care ne aduceți noastră nouă. Acum, pentru că vreau să-mi bucur toți consătenii, eu m-am mutat din București, nu mai locuiesc în București de 4 ani, și locul unde îmi cresc copiii se numește Comuna Dobrești din județul Argeș, vecină imediat cu moșteni greci, locul unde s-a născut vestitul haiduc Radu Aluanghel, care a generat și o baladă pe care presupun că o știți, cu Radu Mami. Vreau să-mi bucur toți prietenii de acolo cântând împreună cu dumneavoastră balada asta lui Radu. Balada Radu Aluanghel era aia cu L-ați văzut pe Radu Mami. Radu ăsta Aluanghel a fost generator de multe balade și de multe povestioare. Vă mulțumesc.
fanii și hai duci gogani, Radu Mamiadule. Unde-și beau drumeții banii și hai duci gologani, Radu Mamiradule. Radu bea și chefuia, uite toate urmărea. Radu bea și chefuiește, poate Radu durmărește, Radu Mamiradule. Radu Mamiradule, ce zvoinic frunta lată, nu dau de voie ceară, Mamiradule. Eu sunt tare mândru că locuiesc undeva prin zona respectivă, să știi. Și acum se caută comorile ascunse de Radu Anghel prin zona, apar de ăștia mulți căutători de comori cu detectoare de metale și caută comorile pe care le-a bănuții pe care i-a ascuns Radu al lui Anghel în zona. Bun, la mulți ani, unde... La mulți ani, dragule, pentru că și noi avem o piesă. Ne așezăm la o măsuță, da? La începutul carierei noastre, ca și proconsul, am scris un text care a lansat trupa Proconsul și care e valabil și astăzi, îl cânt și da, acum. Da. E vorba de cântecul De la ruși vine ploaia. A, ce romantic! Da, bă, da, și ne spun la toți că, bă, zic, sunteți de acord. A venit odată De la ruși ploaia când s-a aruncat în aer la atomic. Cernobâlul, bă, da, exact. A venit da, o ploaie da, atomică ușor. Bine, de la ucrainien, de fapt, că era în zona da, lor da, acolo. Da, și spun că ne-am obișnuit cu minți da, să ne ude până în dinți, da, așa e. Cum? Ne-am obișnuit cu minți să ne ude până în dinți. Bun, hai să ne așezăm la o măsuță și să mai sporovăim puțin, da? Cu drag. Dragul meu, Bodo, aici, în spatele tău, e un înger negru făcut de Nedim Ahmetović. Cred că e... E din Serbia, dar cu originile s-a amestecat acolo, da? Și i-am zis îngerul balcanic, cu legată, uite, cu un lanț de picior. Eu am pus chestia asta, mi-am auzit contribuția la sculptura nemaipomenită a lui Nedim. Am pus o ancoră veche, găsită pe fundul Dunării, cu un lanț. Îngerul nu mai zboară. Tot am așteptat ca îngerul ăsta să devină alb, nu știu de ce, știi? După războiul ăla din Serbia, toată nebunia aia, știi? Părea că intrăm în normalitate și am căzut din nou un înger negru zboară, nu doar deasupra Balcanilor, cum era ăsta, ci deasupra lumii, știi? Am impresia că politicienii noștri se simt bine în situații de criză, știi? Cum s-au simțit bine în pandemie, când au putut să bage oamenii în casă, milioane de oameni, stați în casă, stați în casă, să striga, știi? O prostie mai mare decât asta, știi, să stai ca pe vremuri de ciumă, și n-a fost ciumă, a fost o chestie, în fine, e de discutat ce a fost acolo de desubt și ce interese, și mari interese au fost, că în vremurile de ciumă, întotdeauna s-au îmbogățit, au murit oameni nevinovați sau oameni în fine și ticăloșii s-au îmbogățit, așa și cu pandemia. Acum a devenit așa o chestie cu războiul din Ucraina, se pare că e o chestie în care nu vom mai ieși, vom ani de zile stăm sub această chestie, sub îngerul negru, știi? Un artist sigur că se poate retrage în muzica lui, într-o zonă, să ignore realitatea. Dar, pe de altă parte, nu poți să ignori, nu? N-ai cum să ignori, dragă Mircea. La mine a funcționat puțin altfel. În momentul în care tot vedeam pe rețelele de socializare minciuni lansate în pandemie, minciuni grosolane ordinare, și sfântate și ordinare, de genul
totul e schimbat, nimic nu va mai fi ca înainte. Deci multă lume punea botul, cum s-ar spune, la treaba asta și spuneam nimic, dar într-adevăr nimic nu o să mai fie ca înainte. Eu m-am retras așa într-o relație, că nu pot să-i spun nici religie, nici nimic, într-o relație cu Dumnezeu. Și uite, de acolo speranța că îngerul din spatele meu se va albi. Eu am o mare speranță că la un moment dat o să vedem îngerul ăla din spatele nostru alb. Doamne, deci te rog să mă crezi. Pentru că în Biblie sunt foarte multe exemple de genul ăsta și practic eu considerând cartea asta ca și îndrumarul vieții mele, practic manualul de instrucțiuni al vieții mele, sunt convins că îngerul din spate se va transforma în alb și dorința ta se va împlini. Totul e să mai ai un pic de răbdare, dragul meu Mircea. Răbdarea mea nu are limite prea. Sigur că eu m-am născut în perioada războiului rece, în anii 50, da? Când spunea, scria, cred că Maria Banuș, la masa verde, față în față, cer unii moarte, alții viață. Atunci ea spunea că cer unii moarte americane și rușii cer viață, cum ar fi, în fine. Între timp, acum textul s-a schimbat puțin, știi? Dar pe de altă parte este o nebunie, știi că dacă eu am înțeles războiul la rece, că exista un pericol comunismul ăsta să se întindă, să zguduie țările capitaliste, să provoace mișcări de mase populare, să nu știu ce, știi? Și atunci era de înțeles că o țară cum sunt Statele Unite și Europa Occidentală își apără ideologia, forma de existență, societatea de consum înfloritoare, da? Că vin ăștia cu Lenin, cu Marx, cu Engels, da? Și le dau un cap cu steagul roșu. Dar între timp, în lume, s-a întâmplat un fenomen de necrezut, pe care nu l-a prevăzut nici Marx, de altfel, nu? Să vină, să ducă dracul comunismul la 70 de ani de la apariția lui, sau de cât era el la, da? La 80 de ani, la 50 de ani pentru noi, și țări, foste țări comuniste, să devină țări capitaliste. Marx da prevăzut că activiști de partid și securiști vor face ei lumea asta nouă, capitalismul, pe bază de chestia. Dar așa a ieșit, da. Au apărut oligarhi români, oligarhi bulgari, oligarhi ruși, cei mai importanti. E capitalism acolo de să zguduie lumea, da? Da. În mod normal, trebuie să există o armonie între capitalismul occidental și capitalismul din țările estice. Da, uite că s-a evitat așa acest pretext cu Ucraina, da? Și dintr-o dată am intrat într-un nou război rece, știi? Care riscă să continue, să se bage miliarde de euro și de dolari în armament. Deci nepoții noștri, copiii noștri care trebuie să trăiască zile senine de fericire, să zburde, așa, se întrevede ceva absolut nasol, că se pune din nou problema. Dacă n-ar trebui să se facă din nou armata obligatorie, domnule, acești domni care conduc lumea sunt niște cretini, după părerea mea. În primul rând că un nou război mondial, eu tot spun, domnule, au fost războaie de 100 de ani în Europa. Au fost războaie pe care mai aproape de noi, care au durat 5 ani, 4 ani, nu știu ce. Al treilea război mondial, o oră și ceva probabil că va dura. Maxim. Țac, 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 țac. Apasă unii ruși pe niște butoane, apasă și americanii și se destramă omenirea și pământul. Dom'le, arma, una dintre armele cele mai frumoase și mai subtile sunt arma diplomației, a negocierii. Din totdeauna negocierea a fost... Săptămâna trecută, Papa a propus Ucrainei, domnule, ieșiți, nu e rușinos, trebuie să ai curajul să negociezi, a spus Papa. A făcut un paradox al chestiei, știi? Ei bine, nu, s-a enervat
actorul care conduce o crană, acela cam spurcat pe papă, că ce să bagă el, ce vine cu... Așa. Păi, domne, chiar nu mai contează, încă o dată, vorba, diplomația, când astea sunt armele din totdeauna și omenirea a trăit momente când s-au câștigat războaie mai degrabă la masa negocierilor decât pe câmpul de bătaie, fără să moară sute, mii sau milioane de oameni cum au murit în al doilea război mondial. Iartă-mă, spun acum că am avut ocazia să vorbesc cu o familie de ucrainieni care au locuit atunci, exact în perioada imediat următoare declanșării conflictului, ucrainieni din Odessa care au venit și au stat la mine acasă. Și bineînțeles că am intrat în discuții și am întrebat ce părere au despre conflictul ăsta. Mă gândeam că îl iubesc foarte tare pe domnul actor și că... Și nu-l iubesc. Nu, și mi-au spus... Păi l-a distrus viața. Mi-au spus niște descreierați. Și am întrebat, de ce vi se pare asta că-s descreierați? Și a spus, pentru că nicio palmă de pământ de pe planeta asta nu merită sacrificiul unei vieți umane. Asta. Nici o întindere de cât vrei, că e palmă, că e... Nu, exact, deci, asta a spus și papa, de fapt, știi? Și noi când vorbim despre acest război, vorbim că au murit, ei se dau mari ucranei, că au murit numai 30.000, dar au murit 200.000 de ruși. Dom'le, dar aici se pune problema, nu... Morții aia sunt fericiți, au scăpat de lumea asta. Dar ce te faci cu soțiile, cu copiilor, cu nepoților, cu traumele, adică e o dâră întreagă, și traumele care vor fi de după război. Înțelegi? Și care au fost după fiecare conflict de-a lungul timpului, au rămas traume foarte mari. Hai să fim serioși. Noi suntem acum implicați că e zona noastră, nu știu, dar au fost și război sinistre în urma cărora au rămas țări făcute praf, cum este Irakul. Aia nu mai e țară. Nu mai poți să spui că Irakul e o țară unde oamenii se nasc normal și îți văd dincolo de traume și de ce s-a născut, de răzbunările care urmează, nu? De căstriburi acolo și, în fine, ura față de cei care ți-au distrus țara, de Afganistan, știi? Să duc, domnule, sunt unii mai pricepuți să rezolve problema Afganistanului. Întâi au încercat rușii să o rezolve, și au ieșit cu coada între picioare, după aceea s-au dus americanii și au lăsat iarăși într-o nenorocire, știi? Aia nu mai e țară, Afganistan. Așa este. Libia nu mai este țară. Da. Siria, la fel, adică sunt niște țări făcute praf. Au vrut unii să, domne, nu e democrație acolo, și ești, păi, dracu, e și mai rău, știi? Interesele sunt atât de mari și, încă o dată, spuneam, de oamenii care se îmbogățesc pe nenorocirele altora, știi? Cât să mai dureze chestia asta? Știi că Malraux, care a fost un mare scriitor, a crezut că secolul 21 va fi religios. Că lumea va deveni atât de bună, văzând urmările celui de-al doilea război mondial, milioanele de oameni care au murit, domne, intrăm într-un alt secol în care ne vom îmblânzi, ne vom iubi aproapele, da? Aiurea. Bine, el a spus, va fi religios sau nu va fi deloc. Și mai bine spus așa, bine, Biblia spune că nu va fi deloc, adică a lăsat și această variantă, da. Știi? Da. Bânăneor, țara asta are Dunărea asta, pe care noi nu vedem acum niciun război. Din fericire, lupte, da. Niciun vapor măcar nu mai vedem. Da. România, fii atent, în loc să se fie ocupat în anii ăștia de capitalism, să aibă grijă de acest fluviu, să-i redea înapoi bălțile care au fost desecate pe vremea comunismului, să fie redat agriculturii care s-a ales praf, cum e la Dăbulene acolo. Vara încep vălătucii e deșertificare. Păi în zona aia Dăbulenului și Potelului era al treilea lac ca mărime după Razem și Sinoie. Dar gândește-te la lacul Amara, care la ora actuală nu mai este nimic și acolo, de acolo se alimenta toată zona de sud. Dar aici încă o dată nu s-a făcut nimic pentru Dunăre. România nu are un singur vapor de croazieră în această... S-au dat miliarde și miliarde pe armament ruginit. Apare câte unul care vine de la Viena pe aici. Iohannis, care candidează acum la președinția NATO, a luat numai niște ruginături în 10 ani cât a fost el președinte, n-a luat nimic. România nu are, de fapt, o armată pe atâtea miliarde de euro. Ar fi trebuit să fim foarte tari.
inteligența naturală care lipsește și artificială din zona Cotroșenilor, n-a reușit să pună la punct o armată. S-au dat bani în vânt degeaba, știi? E, acum acest domn vrea să fie el șeful NATO. Bine, eu aș vrea să ducă, să nu-l mai văd. Sincer, ne fiu. Dar își lasă oamenii o amprentă nasoală asupra unor țări, știi? E dureros într-un fel, știi? În loc să ne bucurăm, n-ajungem să ne bucurăm de asta, că eu tot așa, la mine veneau, înainte de pandemie, aici, știi, cum am fi stat noi la ora asta de vorbă, treceau vapoare de croaziere venită de la Viena și de la, și de la Hamburg. Da. Am reușit eu aici să... Într-o zi a oprit unul, că aveam aici niște filmări, era muzică, bă, ce dracu aici. Și am explicat, domnule, uite, am o fundație și facem aici muzică, statui de îngeri, film, nu știu ce. Și au oprit și au coborât toți, le-am dat de mâncare, băutură, de atunci au început să vină, ca... S-a auzit așa, fără să fac eu propagandă la Viena, unde era târgul de, mă rog, cu vasele de croază. Înainte de pandemie, au fost vreo 30-40 de vapoare pe an, cu oameni în vârstă, în general pensionari din Occident, așa. Venea domn profesor, unde e domn profesor? Băi, de toate runte, ilai la, ilai la. Mărioară de la punte, născută părul pe frunte. Născută părul pe frunte, ilai la, ilai la. Călășe dorme punte, ilai, ilai, ilai la, mă. Lasă-mi, lasă că nu-mi pasă, ilai-la, ilai-la. M-a făcut mama frumoasă, ilai-la, ilai-la, mă. Nici la apă nu mă lasă, ilai-la, ilai-la. Bătătură, că e frică că mă fură. Că mă mai furat odată, ilai-la, ilai-la. M-a căutat vara toată, ilai, ilai, ilai-la, mă. Hei! Deci e cu căutătură mare, fără discuție, o vară întreagă, e chiar... Domn profesor, ai cântat la mii de cucoane din Europa, din Asia, din Africa de Sud. Te vor ține minte. Dar și noi doi o să te ținem minte la mulți ani. La mulți ani. Nu prea le bea, domn profesor, e interesant. Ia. Un chef de zile mari, cu șapte lăutari, să cânte la masă numai ce vreau eu, de parcă le-aș fi dat ultimul leu. Vreau astă seară să aud sinfonii, păi dacă tot e bar, trec eu și la samar. Și dacă au rămas un local și-ar schefri, să-i chem la masa mea în zori de zi. Și pornăvioristul care mi-a cântat la masă, să mă ducă până acasă. Aoleu! Când noi amintim toată viața scurtă, oh! Să merg așa cu el prin la șosea, iupi, iupi, da. Or, astă seară, cu câte zile mari, cu câte zile mari, cu șoare răutat, să cânte la masă, mai ce vreau eu, de mare răutat. Asta seară de câte zile mari, mă rog, câte zile mari, cu șapte rătari, să cânte la masă, numai ce vreau eu, de mare le-am dat numai eu.
frumoasă seară, buchet de la cumplit, buchet de la cumplit, frumoasă femeie. Și dacă orchestra nu stă cum vreau eu, mai beau un cu un pahar, îl tor pe ospătar. Și sunt eu și cheflim și lăutar. La mulți ani, Mircea, la mulți ani tuturor. Program disponibil pe primaplay.ro.